Domnule Victor Utenco, pentru început aș vrea să ne spuneți în ce costă de fapt programul DOR și de ce tinerii din diaspora ar trebui să participe la acest proiect. DOR este un program care a fost elaborat de Biroul pentru relații cu diaspora anume pentru a asigura reconectarea tinerilor, copiilor care fie au plecat peste hotare la o vârstă foarte fragedă, fie deja s-au născut peste hotare, reconectarea acestora cu Republica Moldova. De fiecare dată când am mers în întâlniri și am avut discuții cu concetățenii noștri peste hotare, de fiecare dată când ieșeau la iveală cele mai importante subiecte sau probleme sau lucruri care ar vrea concetățenii noștri de peste hotare să fie schimbate. Problema acestor copii, acestor tineri, apărea ca una dintre cele mai importante și în același timp una din cele mai complicate pentru că cei acei migranți din generația a doua, așa numiți, deja au cunoștințe mult mai mici ce în ce țin de limba română, cunosc mult mai puține despre țara lor de origine sau țara de origine a părinților. Și atunci, desigur că legătura asta cu Republica Moldova se subțează foarte mult și este nevoie de anumite măsuri compensatorii. Aș vrea tot aici să punctați rog, care sunt condițiile de participare la program. Condițiile sunt pe de o parte destul de simple, simple pe de altă parte am încercat să chiar și din aceste condiții să, să scoatem anumite avantaje pentru Republica Moldova și pentru legătura cu diaspora. Deci în primul rând este un proiect de promovare a Republicii Moldova pe care un tânăr trebuie să-l implementeze și cu care aplică de fapt la program. Asta este condiția de bază. Ulterior e vorba de o stare a sănătății care se permite călătoria și e vorba de o aplicație pe care trebuie să o depună la noi, la birou, și care se poate face foarte simplu utilizând site-ul www.dor.med. Totodată solicităm părinților să participe la organizarea taberei DOR prin a acoperi cheltuielile de transport și a practic introduce o taxă de 100 de euro per participant. Pe de altă parte, noi ca organizatori de bază ne luăm asupra noastră absolut toate cheltuielile care țin de sejurul beneficiarilor în Republica Moldova și absolut toate activitățile care vor avea loc. Știm de fapt că am trecut ați organizat prima ediție a taberilor. Ce va fi diferit anul acesta față de anul trecut? Într-adevăr, anul trecut am avut etapa pilot al acestui program în care am testat de fapt ce merge, ce nu merge. Am înțeles că felul în care am programat activitățile de fapt au prins extrem de bine. De deci, ce multe lucruri se vor repeta și în, și în anul acesta, mai ales datorită faptului că au mers foarte bine. Dar cred că deosebit va fi faptul că ateliere vor fi mai multe programul va fi mai divers pentru a permite o cunoaștere a Republicii Moldova în cât se poate de multe culori și cât se poate de vii culori. De ce BRD-ul a considerat necesar implementarea unui astfel de program la noi în Republica Moldova? El este important mai ales pentru a asigura că legătura cu Republica Moldova, cu trecerea timpului, nu se pierde nu se pierde atât la cei care au plecat în prima generație, cât și la cei care deja uh, se nasc peste hotare din uh, familie din Moldova. Acest program mai este important fiindcă arată și celor din Republica Moldova cine de fapt sunt copiii din diaspora, de ce dificultăți se ciocnesc, cât de diferit este totuși viața lor acolo uh, și cu ce ochi privesc Republica Moldova. Eu cred că programul este o... O carte destul de interesant de citit, uh, și pentru cei de peste Hotare, și pentru cei din țară, aflând multe lucruri noi, interesante și utile unul despre altul. Pentru copiii care vor ajunge să participe la acest program, probabil ați pregătit o serie de activități. Care sunt acestea? Da, lucrăm intensiv acum uh, la program. Activitățile, după cum spuneam, vor fi foarte diverse vor face ateliere de dans, de muzică, vor cunoaște instrumentele naționale, activitățile de studiere a limbii române, considerând cât de importante sunt cunoștințele limbii, vor fi practic intercalate în toate atelierele, vor vizita diverse locuri frumoase din Republica Moldova, atât în municipiul Chișinău cât și în afară. Orhei Vechi, Țipova, vor asista și la Ziua Independenței. Atelierele vor ține și de dezvoltarea lor personală și individuală, fiindcă am înțeles din etapa pilot a programului din anul 2013 că impactul ține nu numai de adeziunea lor cu Republica Moldova, dar și de transformarea lor individuală. Ei cresc individual și am dorit acest val să ridicăm cât mai înalt și să Utilizăm această șansă a contactului cu ei pentru a-i ajuta. În contextul abordat în acest interviu, aș vrea de asemenea să știu ce mesaj aveți pentru copiii din diaspora în special, dar și pentru părinții lor de asemenea. Mesajul de bază este să aplice la DOR, să vină în acest program, mai ales pentru a redescoperi Moldova, așa cum am desenat-o noi pentru ei. Am utilizat cele mai vii culori, am scos în evidență cele mai frumoase lucruri din țară astfel că încât într-o perioadă foarte scurtă de timp să poată vedea m, majoritatea m, lucrurilor cu adevărat deosebite a, de la noi. Îndemnul meu este să utilizez această ocazie, m, o ocazie, aș spune eu, destul de unicată și m, să prindă oportunitatea de a afla într-un mod deosebit de cei ce știu ei de la părinți, de la bunei, de la rude, ce de fapt reprezintă țara de origine și a lor și a părinților. Dar pentru dumneavoastră personal, ce înseamnă acest program? Pentru mine este mai ales o, o privire în viitor. Pentru mine programul înseamnă mai ales o activitate care are o durată lungă, dar și efectele lui pot fi așteptate Atât imediat după epuizarea programului, dar mai ales atunci când acești tineri și atunci când acești copii, venind în, în vârsta maturității, vor putea, prin lucru, prin activitate pe care o vor face, în același timp să contribuie la dezvoltarea Republicii Moldova. Pentru mine acest program este o șansă de a schimba anumite lucruri din rădăcină, de a implanta acea dragoste de țară în formă ei pură, încă din, din frage de copilărie și de a asigura o platformă foarte trainică a, pentru acești tineri. Oricare ar fi calea pe care a, își vor alege ei în viață, dar Moldova totdeauna să rămână un colț sacru, ferm în, în inima lor, la care totdeauna să se întoarcă. Domnul Iotorul Tincu, eu vă mulțumesc pentru acest interviu și o urez doar succes în activitățile pe care le desfășurați la biroul pentru relații cu diaspora. Și vă mulțumesc!